Pentru că a fost a treia săptămână consecutivă epidemică, Ministerul Sănătății a declarat epidemie de gripă. Situația în Argeș este una relativ bună, fiind confirmate 72 de cazuri și 2 decese din cauza gripei. La Câmpul Lung, la Spitalul Municipal, au fost confirmate 14 cazuri și au rămas internate 4 persoane. Detalii referitoare la evoluția gripei la Câmpul Lung, precum și măsurile care vor fi luate în perioada carantinei, a dat noul purtător de cuvânt al Spitalului Municipal, medicul chirurg Mădălin Iordache. După cum ați auzit, sunt 4 bolnavi internați și confirmați cu gripă AH1N1, da? Dar nu sunt cazuri grave și nici nu am avut vreun deces până acum. De când a început, nu epidemia, că azi a fost declarată, ci sezonul de gripe, dacă vreți. Da? Pe de altă parte, în spitalul nostru s-au recoltat 21 de teste de gripă, dintre care sunt confirmate 14 cazuri, majoritatea AH1N1, bănuiesc că nu interesează foarte mult, că asta e tulpina pandemică din 2009. De asemenea, dacă o să vedeți că și doamna ministresă s-a supărat la un moment dat că anumite județe aveau un caz și știu că în județul Argeș la un moment dat erau 30 de cazuri confirmate, apropo de ce se întâmplă în județul Argeș, deci puteți să recunoașteți în felul ăsta că județul Argeș și DSP-ul își face datoria și spitalele și raportează cazurile. Ce să vă mai spun? Că teoretic, din 14 ianuarie avem o adresă de la DSP Argeș, în care vă citesc așa pe sărite, având în vedere evoluția infecțiilor respiratorii acute și gripe atât la nivel național și local, deci erau 14 cazuri confirmate până la această dată cu 0 decese, deci până la 14 ianuarie, da? Vă rugăm să luați de urgență următoarele măsuri. Limitarea accesului vizitatorilor în întreaga unitate și interzicerea lor în secții cu mare risc, ATI, nou născuți, boli infecțioase, etc. Izolarea suspecțiilor de gripă în secțiile de boli infecțioase sau ATI. La Câmpul Lung, după cum știți, s-a inaugurat secția de ATI în 20 și cât? 2 decembrie? Nu mai știu, în 20 ceva decembrie, cer scuze, secția de ATI nu este funcțională nici în ziua de astăzi, pentru că urmează să fie dotată cu mobilier. Da? Deci noi nu avem unde să, cel puțin deocamdată, unde să izolăm cazurile grave. Cazurile sunt tratate în continuare în secția de boli infecțioase, unde sunt 2 medici, 3 medici specialiști, adică în sensul că sunt 2 primari și un medic specialist, dacă vreți, ca și grad profesional, care se ocupă de aceste cazuri. Mai departe, izolarea și instituirea triajului personalului medico-sanitar și auxiliar cu excluderea celor, pot să vă spun că în general șefii de secție semnează zilnic dacă personalul e sănătos sau nu. Acum, dacă le fac ce triaj sau nu șeful respectiv, asta puteți să întrebați personal. Pot să vă spun doar că printre angajați nu avem niciun caz de gripă? Confirmat? Nu. Asta a venit să vă aduc să vedeți că spitalul nostru are inclusiv măști, da? Inclusiv la intrarea pe secții veți găsi astfel de lucruri, măști și botoșei. Potrivit acestuia, o mare problemă cu care se confruntă Spitalul Municipal este aceea că orele de vizitare nu sunt respectate, iar aparținătorii nu înțeleg că există un regulament și anumite măsuri ce trebuie aplicate în timp ce spitalul se află în carantină. Problema este că în Spitalul Câmpul Lung nu s-a respectat niciodată programul de vizită. L-ați văzut, este afișat 15:20, la noi portarul le dă voie să intre toți, se duc unde au treabă, înțelegeți? Poate că nu e și vina noastră, dar dacă oamenii nu înțeleg că în general sunt niște reguli făcute ca să fie respectate, sunt pe toate ușile puse programul de vizită și ei insistă să intre în spital, dacă ar putea intra cu mașina inclusiv la camera de consultații. Înțelegeți? Eu personal ieri am chemat poliția să dea niște aparținători de la intrarea în ATI și blocul operator și blocul de naștere, pentru că ei stau chiar în ușă. Înțelegeți? Deși li se spune lucrul ăsta și am fost la un pas să mi se înfigă mâna în gât. Înțelegeți? Asta apropo de gradul de educație al celor care încă mai vin la spitalul din Câmpul Lung sau în general la spital. În acest moment, Spitalul Câmpul Lung se află în stadiul de carantină. Bolnavii de gripă sunt internați în secția de boli infecțioase, iar pe lângă cele 14 cazuri confirmate, în municipiu mai sunt și altele care nu au fost înregistrate în cadrul unității spitalicești municipale, numărul fiind mai mare decât cel prezentat oficial.